scanerul Mojo 4D este cea mai avansată tehnologie prin care putem înregistra în timp real și putem analiza în toate planurile mișcările mandibulei. Mojo reprezintă elementul esențial în vederea diagnosticării diferitor afecțiuni dentare sau articulare, precum și în planificarea unei reabilitări orale strict digital. Tehnica de înregistrare este una foarte simplă, nu necesită raze X și durează aproximativ 45 de minute. Pentru pacient este foarte confortabilă și interactivă, deoarece îl implică în mod direct, dat fiind faptul că acesta poate vizualiza în mod real fiecare mișcare pe care o realizează. Putând vizualiza fiecare mișcare în parte, pacientul poate conștientiza mult mai ușor și mai pragmatic care sunt primii dinți care se ating, care dinți prea au mai mari forțe, unde și de ce pot apărea sau au apărut deja probleme dentare. Pe tot parcursul înregistrării, pacientul este așezat confortabil în scaunul dentar. Începem cu o înregistrare a arcadelor maxilare cu ajutorul unui scanner intraoral. Aceste amprente sunt importate în Mojo. Ulterior, scannerul este calibrat. După calibrare, se montează o serie de senzori. Unul se montează la nivelul capului pacientului printr-o coroniță, iar al doilea la nivelul dinților mandibulari. Ulterior, rugăm pacientul să realizeze o serie de mișcări. Primele sunt mișcări standard, și anume de a închide, respectiv de a deschide gura, și de a ghida în diverse poziții, și anume în față, respectiv stânga și dreapta, păstrând contacte dentare. După aceasta, facem o serie de înregistrări a mișcărilor naturale, cum ar fi acele de a amesteca, de a înghiți sau de a vorbi. Toate aceste mișcări sunt transmise pe ecranul dispozitivului cu ajutorul unei camere optice foarte performante în care pacientul trebuie să privească pe toată durata înregistrării. Revăzând înregistrările, putem să realizăm o analiză amănunțită a localizării, prezenței și intensității contactelor dentare, astfel încât să putem să stabilim pe care dorim să le păstrăm în viitorile restaurări dentare. De asemenea, putem să stabilim și ce putem îmbunătăți în vederea realizării unei restaurări complet funcționale și estetice. După ce am stabilit exact ce mișcări dorim să păstrăm, decupăm exact secvența respectivă din înregistrarea realizată, secvență pe care o putem trimite către laboratorul de tehnică dentară, astfel încât acesta să realizeze, având toți acești parametri, un design dentar corespunzător. Utilizând aceste tehnică de lucru, avem mai multe avantaje. În primul rând, crește gradul de confort al pacientului din cauza faptului că rezultatele sunt mult mai predictibile și mai rapide, astfel că ședințele de tratament sunt mult scurtate, iar ajustările intraorale a viitorilor lucrări protetice sunt minime. De asemenea, crește și eficiența comunicării cu laboratorul de tehnică dentară, întrucât noi putem împărtăși cu ei exact mișcările pe care pacientul realizează în cabinetul nostru, iar ei pot integra aceste mișcări în softul în care construiesc designul viitoarei lucrări protetice. Informația obținută prin intermediul înregistrării este una foarte exactă. Noi putem să analizăm pas cu pas fiecare mișcare a pacientului din toate unghiurile. Putem să observăm exact care sunt contactele și intensitatea acestora și dacă ele sunt reproductibile sau nu. În egală măsură, putem să modificăm viteza cu care pacientul realizează mișcarea, astfel încât să putem observa toate detaliile. De asemenea, putem să realizăm secțiuni la nivelul dinților în timpul mișcărilor, cum ar fi, de exemplu, momentul în care vorbim, astfel încât, în momentul în care laboratorul realizează designul viitoarelor piese protetice, acestea să fie făcute până în cele mai mici detalii, preîntâmpinând viitoare complicații, cum ar fi ciobirea sau uzura lucrărilor dentare. Pentru mine, experiența cu aparatul Mojo a fost una foarte frumoasă. Am descoperit și această latură a stomatologiei fără niciun fel de disconfort. Ca și pacient, trebuie doar să urmăm indicațiile medicului stomatolog. Partea cea mai interesantă a fost faptul că puteam să-mi urmăresc mișcările maxilarului în timp ce le făceam pe aparatul Mojo.